Victor Hănescu s-a retras din turneul Challenger de la Rennes, Franța, dotat cu premii totale de 85.000 de euro. Numărul 186 ATP a renunțat să participe din cauza unei stări de slăbiciune fizică generală, potrivit site-ul ATP. Victor Hănescu a avut parte de un incident nefericit. Și-a pierdut cunoștința și a căzut ca secerat. Sportivul nostru s-a lovit în bărbie și a sângerat puternic. El a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost dus de urgență la spital, unde a fost cusut. Hănescu va fi supus unor investigații amănunțite pentru a se stabili exact cauza acestei întâmplări neplăcute. În runda inaugurală, Hănescu ar fi trebuit să joace cu compatriotul său, Marius Copil, 24 de ani, cel mai bun român din clasamentul ATP, locul 156. În aceste condiții, Marius Copil va juca în primul tur cu francezul Sebastian Bolț, 22 de ani, 289 ATP, venit din postura de lucky loser. Marius Copil este românul clasat cel mai bine în topul ATP. El ocupă poziția 156 și este urmat în clasamentul sportivilor din țara noastră de Adrian Ungur și cel care ar fi trebuit să-i fie adversar la Rennes, Victor Hănescu.